Slăvit să fie Domnul care este mare. Amen. Ne bucurăm să fi ajuns cu bine acasă, la Betania. Când am ajuns în Cluj și am ieșit din avion, când am tras pentru prima dată aer, am zis, mă, nu există aer ca și în Cluj. E un aer binecuvântat și am respirat un aer diferit de celelalte pe unde am fost. Toate bisericile pe unde am fost, prin harul Lui Dumnezeu și frații, salută Biserica Betania, în mod special pe frații păstori, pe fratele Vasile, pe fratele Pavel și vă binecuvintează pe fiecare dintre dumneavoastră. Am avut harul să fiu în biserica din Sacramento și să întâlnesc un bărbat de 92 de ani, care a cântat în, în grupul Haru, fratele Viorel Toderean, împreună cu fratele fratelui Toderean și sora era acolo. Vă transmit salutări și binecuvântări în numele Domnului binecuvintează biserica și are credință că va reveni în România când e momentul potrivit Domnul să îi binecuvinteze. De asemenea, am întâlnit pe nepoții fratelui Tanța, undeva în Vancouver, în Canada, și salută familia Tanța din biserica noastră, pe fratele Ruben, pe fratele Cristian, pe sora Alexandra. Am întâlnit familia Varga în Chicago, care salută în mod special Biserica Betania, și am avut împreună cu ei fratele Cornelius, sora Cristina, niște momente binecuvântate în și au reamintit de Biserica Betania, de Harul lui Dumnezeu, de pe scorțarilor de aici și zicem, din toată inima slăvit să fie Domnul. Amen. Vreau să vă spun că peste tot pe unde am fost în America, în bisericile române, sunt oameni care se tem de Dumnezeu, sunt oameni care caută fața Domnului și sunt oameni care se apropie de Scriptură. Am întâlnit chiar biserici care au rămas foarte apropiate de anii 1980-1990, și chiar au păstrat în învățăturile de atunci. Chiar am rămas plăcut impresionat într-o biserică din Chicago să observ că la timpul de rugăciune au mers trei frați care au slujit și s-au făcut două rugăciuni pe genunchi. O părtășie deosebită, harul lui Dumnezeu a fost acolo și vreau să vă spun că Dumnezeu are mărturie în fiecare oraș. În fiecare localitate și copiii Domnului sunt peste tot. Slăvit să fie numele Domnului. Slăvit să fie numele Domnului. Fie ca binecuvântarea Domnului să fie peste fiecare dintre noi. Mulțumim Domnului și dumneavoastră pentru rugăciuni, pentru susținere și pentru că Domnul ne-a ajutat să ajungem cu bine, binecuvântat să fie numele Domnului. Uitându-mă la numele acestui băiețel, Ezechiel, și la numele Tatălui Ezechiel, am căutat să văd dacă există binecuvântare, ca și cuvânt, în cartea Ezechiel. Și mi-am dat seama că în cartea Ezechiel, cuvântul binecuvântare apare de trei ori. Nu înseamnă că celelalte cuvinte nu sunt binecuvântătoare, nu înseamnă asta, dar efectiv cuvântul binecuvântare apare de trei ori, dintre care de două ori apare în versetul 26. Le voi face pe ele, adică oile mele din poporul meu, și împrejurimile dealului meu o pricină de binecuvântare. Le voi trimite ploaie la vreme și nu se oprește aici, să zică doar ploaie, ci continuă profetul și zice și aceasta va fi o ploaie binecuvântată. Slăvit să fie în numele Domnului. Vedeți, nu există om în lumea asta care să nu caute binecuvântarea. Binecuvântarea o caută și oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar nu-i zic așa. Oamenii și orice om în lumea asta e căutător de binecuvântare. Omul prin creație e destinat să fie disperat să ajungă să fie binecuvântat. Dacă un om în viața asta nu e binecuvântat, aproape că trăiește degeaba. Dacă binecuvântarea nu este într-o casă, atunci casa aceea este o casă falimentară, distrusă, afectată. Da? Cu siguranță cei doi părinți fratele Ezechiel și sora Adriana au venit aici în prezența Domnului pentru că ei cred în binecuvântare. Ei cred că binecuvântarea Domnului rămâne. Vedeți, în momente interesante, binecuvântarea Domnului rămâne. Într-un context în care spațiul ebraic era greu și grav afectat, Dumnezeu ridică un profet. Biblia zice că Dumnezeu îl ia pe Ezechiel de zădufii capului și îl duce la un pârâu și îi spune, iată că o să-ți arăt ce vreau să fac eu cu spațiul ebraic. Ce îi se întâmplă în viața lui Ezechiel nu-i deloc ușor. Nu intrăm în toate detaliile. Dar Dumnezeu alege în viața acestui bărbat și prin acest profet să-și deruleze, să-și descopere planurile sale mesianice care aveau să fie derulate după ce Mesia, după ce Mântuitorul Iisus Hristos se va naște, va veni pe planeta Terra. Și unul dintre aceste pasaje, foarte bine legat prin Duhul de pasajul citit la timpul de rugăciune, este pasajul acesta. Ascultați ce spune versetul 24. Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor și robul meu, David, vorbind despre Isus Hristos, va fi voievod în mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit. Ascultați ce zice mai departe versetul 23. Voi pune pe ele un singur păstor, e vorba de Domnul Isus Hristos, care le va paște și anume pe robul meu, David. El le va paște, el va fi păstorul lor într-o vreme extrem de dificilă, când nu mai exista nicio posibilitate de eliberare din perspectivă umană. Când spațiul ebraic mergea din cădere în cădere, când poporul evreu s-a îndepărtat de la fața lui Dumnezeu într-un mod alarmant, când nimeni n-ar mai fi avut vreo șansă, Dumnezeu îl trimite pe Ezechiel într-o vale cu oase și zice Ezechiel, uite-te, ce să vă doamne? Păi uite-te ce vezi! Și zice Ezechiel, m-am dus într-o vale plină cu oase. Oase atât de multe, încât valea, valea, aceea, fundul acelei văli, era acoperit cu oase. M-am uitat peste tot și am văzut doar moarte, doar cadavre, doar distrugere. Oase, oase multe și uscate. Și Dumnezeu zice la Ezechiel, Ezechiel am o întrebare pentru tine. Vor putea oare aceste oase uscate să fie revitalizate, să învie? Există vreo posibilitate ca din aceste oase să mai folosească și să mai facă Dumnezeu ceva? Și Ezechiel care este și el doar un om, dar e foarte înțelept. Zice, Doamne, despre asta numai Tu știi. Tu știi dacă vor putea. Și Dumnezeu, prin glas profetic, prin imagine profetică, îi zice lui Ezechiel, Ezechiel prorocește. Ezechiel prorocește și poruncește ca oasele acestea să fie înviate. Duhule, zice, vină din cele patru vânturi și suflă peste oasele acestea ca să învie. Am prorocit cum mi se poruncise, zice Ezechiel, și dintr-o dată am observat cum valea de oase se transformă. Se transformă. Cum se transformă? Pe fiecare oșor și osul de la degetul mic de la mâna dreapta unui om se așezat perfect acolo și era așezat fără nicio greșeală. Am prorocit cum mi se poruncise, zice Ezechiel, și dintr-o dată am văzut cum s-a pus carne pe oase. Am prorocit cum mi se poruncise și am văzut cum a intrat vene, tendoanele s-au așezat perfect. Am prorocit cum mi se poruncise, zice Ezechiel, și am văzut piele peste acele cadavre. Și dintr-o dată erau niște oameni, dar încă morți. Și atunci a fost nevoie de ceva special. A fost nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este singurul care poate să aducă învierea. Duhul lui Dumnezeu este singurul care poate revitaliza o viață. Duhul lui Dumnezeu este singurul care poate intra în viața unui om și să-i transforme interiorul. Mă bucur la Betania că Duhul Sfânt este prezent în locul acesta. Este prezent Duhul lui Dumnezeu ca să revitalizeze. Poate te-ai uitat în casa ta, în familia ta și ai zis, nu mai există nicio șansă, nu mai există nicio posibilitate. Poate te-ai uitat la cineva drag din casa ta care s-a îndepărtat de cărările sfinte. Am să spun ceva în dimineața aceasta. Aici este prezent Domnul Isus Hristos. Aici este prezent Domnul Isus Hristos. Aici este prezent Domnul Iisus Hristos. Și Duhul lui Dumnezeu care e prezent aici are capacitatea să ducă învieria peste oasele uscate. Și zice Biblia, am prorocit cum mi se poruncise și din oase uscate s-a transformat într-o oaste mare. Lăudat să fie numele Domnului. Înainte să fie prorocia aceasta, Dumnezeu îi zice lui Ezechiel, am un plan special cu spațiul ebraic. Voi ați zis, nu mai există nicio șansă. Parcă și Dumnezeu l-a părăsit pe acest popor. Dar nu uitați, Vreau să-mi derulez planurile. Cum vei face asta, Doamnă? Vreau să-l trimit pe Fiul meu. O să-l trimit în spațiul Davidic din seminția lui David. Va veni. Și el va fi păstorul poporului meu evreu. El va fi un păstor foarte aproape de oi, foarte interesat de fiecare oaie. Dar mai mult decât toate, păstorul acesta va face ceva extraordinar. Va încheia un legământ de pace va îndepărta din țară toate fiarele sălbatice. Versetul 25. Va aduce liniște în pustie. Mesajul pe care l-am se intitulează O binecuvântare programată de cer. O binecuvântare programată de cer. Dacă vă uitați la Natanael Ezechiel, să știți că este o binecuvântare programată de cer. Nu știu de câte vreme l-așteptați, dar știu că l-așteptați. Slăviți să fie numele Domnului care promisiunea pe care v-a făcut-o a, făcut a îndeplinit-o. Această binecuvântare a trimis-o în casa voastră. E o binecuvântare programată de cer prezența acestui băiețel în casa voastră. Dar peste el, Dumnezeu are în plan să mai dea o binecuvântare. Binecuvântarea aceasta, în primul rând, este o binecuvântare a păcii. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Voi încheia cu ele coile mele un legământ de pace. Se fac tratate de pace. Se fac meeting-uri. Oamenii încearcă să realizeze pacea. Și după ce se încheie un tratat, indiferent dacă ar fi european sau american sau din Africa sau din Asia, când stabilesc în zona asta, nu va izbuni niciun conflict, izbucnește în altă parte a lumii. Pentru că pacea nu stă în puterea oamenilor. Pacea nu poate fi programată de oameni. Există cineva care a venit din cer. Numele lui este Domnul Isus Hristos. El este singurul care aduce pacea. Uitați-vă ce zice cuvântul Domnului. Voi încheia cu voi un legământ de pace. Asta înseamnă că realitatea păcii nu este inițiativa umană. Nu oamenii și-au programat să aducă pacea între Dumnezeu și oameni. Dumnezeu a planificat asta. Dumnezeu a venit chiar din cer, el, Domnul Isus Hristos. S-a așezat între pământ și cer, s-a așezat între Huma trecătoare și Dumnezeul etern, s-a așezat între oamenii care nu au nicio perspectivă și Dumnezeul care este etern și care este atemporal în afara timpului și care are totul în mâinile lui, și pentru care în dimineața asta strigând din toată inima, trăiască Domnul. Trăiască Domnul. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dacă Domnul Isus Hristos, Prințul Păcii, Domnul Păcii, n-ar fi venit la noi pe planeta Terra, nici unul dintre noi, dragii mei, n-am fi avut pace. Mă bucur că în această dimineață sunt oameni prezenți în locul acesta care nu-L cunosc cum îl cunoaștem noi pe Domnul Isus Hristos și mă rog să-i atingă sângele lui Isus Hristos. Mă rog ca prezența Domnului cu ocazia acestei binecuvântări a lui Natanel să fie răsfrânsă și să se întindă peste fiecare dintre noi. Ascultați cum e pacea aceasta. Este o pace care presupune promisiune, legământ. Când Dumnezeu a făcut legământ cu un om, Dumnezeu s-a ținut de cuvânt total. N-a avut nicio carență, n-a avut nicio slăbiciune, Dumnezeu. N-a avut nicio inconsecvență. Dumnezeu n-a fost ca omul care să se retragă din legământul pe care l-a făcut. Și dacă Dumnezeu ți-a promis că a ta casă va fi scrisă pe numele Domnului, să crezi că la acesta poate. Să crezi că Dumnezeul acesta poate. Să crezi că Dumnezeul tău este atotputernic. Este un Dumnezeu care va lucra în casa ta. Nu-l vezi cum lucrează astăzi. Nu-l vezi în vremea aceasta. Poate nu-l vezi de 10 ani cum lucrează. Dar bazat pe cartea aceasta numită Biblia, trebuie să spunem clar de la învonul bisericii numele Domnului. Iisus Hristos este Domnul. Isus Hristos este Domnul. Isus lucrează, a lucrat și va lucra pentru întotdeauna. El este prințul păcii. El intră într-o relație personală cu oamenii. Când oamenii nu mai au niciun gând de pace, când pe oameni nu-i mai interesează pacea, când oamenii vorbesc despre pace, dar în inima lor au războiul, există un Dumnezeu adevărat. Există un Domn Isus Hristos. Există o Biblie care prezintă adevărul. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar și răspicat: El vrea să-ți dea pacea. Dacă nu mai ai pace, dacă în casa ta, a intervenit o stare de ceartă, de siguranță dacă satana intentează tot felul de sisteme prin care să-ți aducă neliniște, dacă fiind tot felul de vorbe care distrug pacea, care înlătură liniștea, ne rugăm în această dimineață, Prințul Păcii să intre în fiecare familie, Domnul Iisus Hristos să intre în viețile noastre, Domnul Iisus Hristos să intre în inimile noastre, o, lăudat să fie numele Domnului, indiferent cât de multe păcate ai făcut până în această zi, până în dimineața aceasta, când intră Domnul în inima ta, El aduce pacea, în prietenește-te dar cu Dumnezeu spunea Iov în cartea sa și vei avea și vei avea pace Pacea înseamnă parteneriat cu Dumnezeu. Pacea înseamnă să-i promiți lui Dumnezeu că o să slujești toată viața ta. Pace înseamnă să-ți promite Dumnezeu că pe oriunde treci rămâne lângă tine. Dacă vin tsunami, dacă vin accidente, dacă vin necazuri, dacă vin probleme, dacă vin crize, dacă vin situații pe care nu le poți administra, Prințul Păcii să fie în casa ta, Prințul Păcii să fie în familia ta, Domnul cel atotputernic, cine vrea să se întâmple asta să zică amin. Amin, lăudat să fie numele Domnului. Ascultați cum e pacea aceasta. Este programată de Dumnezeu, este inițiată de Dumnezeu. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. O pace chiar în mijlocul pericolelor. Și voi îndepărta din țară toate fiarele sălbatice. Vedeți când te lupți cu ceva care poate fi blocat, care poate fi îmblânzit, mai e cum e. Dacă când sunt fiare sălbatice care nu-ți cunosc limbajul, care n-au frică de prezența ta ca om, e un mare pericol. Să știți că sunt foarte multe fiare sălbatice. În jurul caselor noastre, fiecare dintre noi, efectiv, năpădesc duhuri demonice. Să știți că pentru fiecare familie care este într-o relație curată cu Dumnezeu, satan e foarte supărat. Am simțit prin Duhul în ultima vreme că diavolul vrea să, atacă, să atace familiile prin Duhuri de ceartă. Să aducă tot felul de sisteme, de vorbe, de gânduri, de ranchiune, de resentimente, de priviri, cum s-o cu tare la mine, ce au făcut, ce mi au zis, ce s-a întâmplat. O, niciodată să nu îngădui în casa ta să plece pacea. N-a accepta nicio fiară sălbatică, să-ți zduhuri. Când vine cineva cu o vorbă calomniatoare când vine cineva să te atace cu un cuvânt, când vine o răutate peste casa ta, retrage-te împreună cu familia ta, dacă ești căsătorit, retrage-te cu soția ta, cu prângii tăi, dacă se poate, țineți-vă de mână undeva într-un loc, închideți-vă ușile față de exterior și ziceți, Doamne, rămâi cu pacea ta în casa noastră. Coboară Dumnezeule peste familia noastră. Tu ne-ai promis pacea și îți mulțumim că în mijlocul pericolelor, Doamne, tu ne lași pacea. În mijlocul situațiilor nefavorabile, când diavolul cu toate coortele lui demonice vrea să atace o familie. Dacă acea familie rămâne sub puterea legământului, dacă lasă ca peste casa aceea să rămână sângele lui Iisus Hristos, sângele lui Iisus Hristos ne protejează. Credeți ca mine? Faceți un semn cu mână ridicată cine crede azi. lui Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeul nostru ne protejează. Noi credem în puterea lui Dumnezeu. Ascultați că pacea aceasta este o pace în pustie. Biblia zice, vei avea ele, oile Domnului, din poporul lui Dumnezeu, vor locui în liniște, în pustie. Foarte mulți oameni se motivează când au probleme cu pacea față de Dumnezeu, cât și că ar trăi într-un context nefavorabil. Că problemele și situațiile, că va de vorbe, că oamenii din jur, de la locul de muncă, oriunde ar fi ei, oamenii cei din jur sunt vinovați. Frate, spune câte unul, sunt în deșert, traversez o pustie. E o vreme grea pentru viața mea. E o vreme dificilă pentru familia mea. Da, nu contestăm asta. Deșertul de foarte multe ori e traversat de fiecare dintre noi. Să vreau să vă spun ceva. În mijlocul deșertului, în mijlocul pustiei, există cineva care poate să-ți dea liniște. Singurul care poate să-ți dea liniște în mijlocul deșertului este Domnul Iisus Hristos este Domnul Isus Hristos. El este păstorul care a promis o să am grijă personal. Nu o să-mi trimit un înger sau un mesager personal, o să mă îngrijez de oile mele. De ce? Nu vreau să le dau doar confort, nu vreau să le dau, cum se spunea, la timpul de doar ape. Vreau să le dau ape de odihnă, nu vreau să le dau doar mâncare, pâine, resurse alimentare, tot ce au nevoie din perspectivă financiară sau din perspectivă socială. Nu vreau să le dau doar bunăstare. Nu, nu vreau să le umplu casele și frigiderele de tot ce au nevoie din perspectivă alimentară sau din perspectivă financiară. În primul rând, vreau să mă ocup de inima lor. Vreau să mă ocup de inima lor. Așa de mult apreciez frații și surorile care în mijlocul necazurilor, în mijlocul bolilor, au pace. Unii dintre ei sunt programați să meargă la intervenții chirurgicale și au pace. Nu încep să înjure în momente în care sunt extrem de încercați. Nu-l pleastă mă pe Dumnezeu. Știți că într-un moment dificil, omul lui Dumnezeu Iov a fost cerut din partea diavolului și diavolul i-a zis, o, oh, păi normal că te slujește Iov, Iată că l-ai binecuvântat. Vă dați seama că și satana recunoaște când o familie este binecuvântată de Dumnezeu. Sunt momente în viață în care și dușmanii lui Dumnezeu recunosc familia aceasta este binecuvântată și îmi doresc pentru casa voastră. Indiferent cât de multe sisteme ale celui rău vor vrea să vă atage și cei care sunt împotriva lucrării lui Dumnezeu din viața voastră să recunoască, da, cu Ezechiel și cu Adriana este Dumnezeu. Cu Natanael este Dumnezeu, cu această casă este prezența lui Dumnezeu. Satana a zis, o, oh, normal că te slujește, că ai binecuvântat, iată că turmele lui acoperă țara. Dar ia întinde mâna și atinge-te de pielea lui, atinge-te de sănătatea lui și iată că îți promit, negreșit te va blestema în față. Era o luptă între blestem și binecuvântare. Era o luptă să se demonstreze dacă acest bărbat rămâne lângă Dumnezeu sau dacă renunță la Dumnezeu. A fost un moment dificil. Foarte frumos este că pacea n-a plecat din casa lui Iov. Pacea n-a plecat din inima lui Iov. Atât de greu i-a fost lui Iov așezat pe o grămadă de cenușă, când din tot ce a avut, tot ce însemna proprietățile lui, businessul lui, era unul dintre cei mai cuvază, chiar cel mai cuvază, zice Biblia, dintre fii răsăritului. Dacă îmi permiteți, era cel mai bogat om din zona lui un om binecuvântat de Dumnezeu din toate punctele de vedere. Avea o familie formată din 10 copii, avea o soție care era credincioasă lui Dumnezeu și loială familiei, erau într-o relație curată, se rugau în fiecare zi. Acest tată responsabil ca un preot în casa lui mergea de fiecare dată și zicea, Doamne, poate că ai mei băieți, poate ale mele fete, când se întâlnesc împreună, au vorbit ce nu-ți place ție, s-au ți întristat fața, iată că ți-a aduc o jerfă și pentru fiecare copil, 10 la număr, aducea și ridica un altar, o jerfă înaintea Domnului. Un bărbat exemplar la nivel social, la nivel politic, la nivel bisericesc, la ce nivel vezi dumneavoastră exemplar? L-a îngăduit Dumnezeu. Atât de greu i-a fost încât a trebuit să-și ia haina, mantaua de om proeminent în localitatea lui. Și a zis, dacă sunt plin de bube, dacă nimeni nu mai este lângă mine, dacă din tot ce am avut a rămas cu patru sclavi și cu nevasta mea, atunci îmi sfârși mantaua că nu mai sunt reprezentativ, am probleme grave. Și în momentele acelea zice Biblia, nici nevasta lui n-a știut să le înțeleagă, i-a zis, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. n această femeie și prin ea a vorbit altcineva decât Dumnezeu. Era o luptă, satan zicea, negreșit te va blestema. Negreșit. Dar Iov s-a uitat spre Dumnezeu și a zis, Dumnezeul meu rămâne pe troană în mijlocul deșertului, în mijlocul pustiei, în mijlocul problemelor grave, în mijlocul bolilor, în mijlocul imposibilităților, în mijlocul barierelor, în mijlocul pericolelor. Am pericolul să mor, am murit o grămadă dintre ei mei. Vreau să vă spun ceva, Domnul a dat și Domnul a luat. Cum continui să zici mai departe? Putea să zic că vreau să renunț la Dumnezeu ăsta care mi-a luat tot. Dumnezeul meu nu mai merită să fie urmat. Dumnezeul meu trebuie să fie pus pe pauză, măcar nu. Eu v-a zis, binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. N-a câștigat satana în lupta aceasta cu cerul, cu Dumnezeu. A câștigat Dumnezeu și bătălia aceasta a fost dată pe terenul lui Iov. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu avea un om care se temea de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu avea un Iov, un om al lui Dumnezeu care stătea aproape de Dumnezeu și care în mijlocul pustiei avea Liniște. Nu mai da vina pe împrejurări, pe situații, pe accidente, pe necazuri, pe contexte. Nu mai da vina pe nimeni. Ascultă-mă, indiferent cât de greu ți ar fi în viață, pacea trebuie să fie în inima ta. Pacea trebuie să fie în viața ta. Pacea trebuie să fie în sufletul tău. Aleluia lui Dumnezeu. Ascultă ce spune Biblia, vor putea dormi în mijlocul pădurilor, vor avea liniște în mijlocul son, în timpul nopții și chiar în contexte care nu sunt propice pentru somn, pentru o dignă. De ce? Binecuvântarea înseamnă pace. În numele Domnului Rostesc, pacea să fie peste casa voastră în continuare. Prezența lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi, peste familiile noastre. Ascultați ce zice Biblia mai departe. Le voi face pe ele și în împrejurimile dealului meu o pricină de binecuvântare. O binecuvântare programată înseamnă o pricină de binecuvântare. A fost expulzat din mijlocul familiei Iosif, da? A fost mult la 17 ani că nu știa foarte multe. Nimeni nu i-a programat întâlnirea în casa lui Potifar. L-au vândut ca o cârpă umană. Odată l-au vândut frații, apoi l a vândut egiptenii. L-au vândut mai departe și a ajuns în casa lui Potifar fără valoare, fără viitor, fără perspective. Nici măcar nu mai putea să-i dea cineva viitor, speranță. Nu mai exista niciun orizont pozitiv pentru viața lui. A intrat în casa lui Potifar și ascultați ce zice Biblia. Când a intrat în casa lui Potifar, un păgân, un egiptean. Biblia zice: Dumnezeu a binecuvântat casa lui Potifar din pricina prezenței lui Iosif. Aleluia lui Dumnezeu! Aleluia lui Dumnezeu! Lăudat să fie în numele Domnului! Să facă Dumnezeu din noi o pricină de binecuvântare! Pe unde mergem noi și casele noastre să se simtă puterea Lui Dumnezeu. Să zică oamenii, voi sunteți speciali. Nu pentru că aveți mai mulți bani, nu pentru că sunteți mai importanți din perspectivă socială, nu pentru că aveți diplome sau funcții. Voi sunteți special. Simțim că cu voi e Dumnezeu. De partea voastră este Regele Iisus Hristos. Aliluia Dumnezeului nostru! Vrei ca Domnul să călătorească cu tine eu, pe unde mergi? O, oh, Doamne, ajută-ne pentru asta! Ajută-ne pentru asta! Dar pentru asta, unde mergem noi trebuie să fie Dumnezeu. Așa se face că Dumnezeu nu va intra la întold. Aviți celor botezați la evanghelici care s-au cam dus pe acolo. Domnul să vă ierte, de urgență mergeți la mărturisire și retrage vă vă din astfel de obiceiuri. Poate spun doar pentru cei ce sunt online. Unde merge Dumnezeu, acolo nu-i păcat. Amin? Amin? Unde umblă Dumnezeu, acolo este sfințenie. E o diferență foarte mare între a merge intenționat într-un loc păcătos sau a ajunge într-un context în care să fii probat dacă rămâi loial. Nevasta lui Potifar, o necurată, prin excepție, prin păcatele ei vorbesc, a încercat să-l agreseze, primată verbal, apoi fizic, pe Iosif. Și ce a zis Iosif? Eu nu vreau să pierd cuvântarea lui Dumnezeu. Cum aș putea eu să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Cum aș putea eu să intru flagrant împotriva planului lui Dumnezeu? Cum aș putea să intru pe interzis față de voia Domnului? Dar eu, nu te vede nimeni. Deghizează-te. Nici măcar nu mai ai nevoie. Toți din neamul tău știu că ești mort. Hainata a fost înmuiată în sânge și a fost arătată tatălui tău. Și tatăl tău a plâns, a jălit. Ai fost îngropat fără trup. Iosif a zis, eu știu cine e Dumnezeu. Eu rămân de partea lui Dumnezeu. Eu rămân curat în prezența Domnului. Dar pentru curăția asta vei plăti. Vei sta în pușcărie între 5 și 8 ani. Nu contează. O să-ți pierzi haina. Nici o problemă. Nu o să-mi pierd caracterul. O să rămân cu Dumnezeu. Nu. Aș vrea în vremea asta pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare membru din familiile noastre, să ne intensificăm rugăciunile și să-i cerem lui Dumnezeu protecție în numele Lui Iisus Hristos. Ca și tată, ca și tați, ca și părinți, ca și preoți în casă de dumneavoastră, puneți numele Domnului peste casă de dumneavoastră. Înainte să va să copiii din casă aveți acord biblic, ca și preot în casă să vă puneți mâinile pe creștetele lor și să ziceți Dumnezeu să fie cu tine. Dumnezeu să fie cu activitățile tale din ziua aceasta. Dumnezeu să fie prezent împreună cu tine în timp ce ești pe autobuz, pe bicicletă, pe jos. Când mergi cu orice în lumea asta, o lumea asta plină de păcate, să se vadă că numele Domnului este să peste viețile noastre. În mijlocul deșertului acestei lumi, când păcatul se taie ca și cu farfec atât de grosie, că când răutatea e la ranguri înalte, când Satan vrea să jubileze de bucurie și vrea să atace familiile noastre, vreau să vă spun ceva. Domnul e de partea noastră. Domnul e de partea noastră. Domnul este bine noastră. Binecuvântat să fie în numele Domnului. David a vrut să mute chivotul Domnului și s-a întâmplat un lucru extraordinar de grav. Uza a fost rupt în două și a zis, nu-mi permit să duc chivotul Domnului la noi acasă, pentru că e o problemă gravă la noi. Nu sunt toate lucrurile rezolvate în casa noastră. Și din întâmplare au luat chivotul Domnului și l-au dus într-o casă unde cineva a fost disponibil. Obede Domn din gat! Când a intrat chivotul Domnului în casa lui Obede Domn din gat, spune Biblia, Dumnezeu a binecuvântat casa aceea. Doar trei luni a stat chivotul Domnului, care înseamnă expresia prezenței lui Dumnezeu. Și unde a intrat prezența lui Dumnezeu, la care a fost binecuvântarea lui Dumnezeu. Rostesc numele Domnului peste casa voastră. Să fie binecuvântată cum a fost binecuvântată casa lui, Obede domn din gat. Nu contează ce se întâmplă în lumea asta. Casa ta să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Să fie o pricină de binecuvântare. Lăudați să fie numele Domnului. Ascultați ce spunea Sfântul Iov. Cu care mă Iov 29 cu 11 Mă numea fericit Ochiul care mă vedea mă lăuda Că scăpam pe săracul care cerea ajutor Și pe orfanul lipsit de sprijin Ascultați ce spune versetul 13 Binecuvântarea din venea peste mine Umpleam de bucurie inima văduvei Îmbrăcam cu dreptatea și slujeam cu îmbrăcam, îmi sluja ca îmbrăcăminte neprihănirea. Îmi era manta și turban. Orbului eram ochi și șchiopului picior. Celor nenorociți le eram tată și cercetam pricina celor, celui necunoscut. Aleluia lui Dumnezeu! Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine. O pricină de binecuvântare. Și în ultimul rând, ascultați ce spune Biblia. Le voi trimite ploaie la vreme. Ploaia nimeni nu poate programa. Încearcă sistemele de meteo să ne spună când va ploa, dar încearcă unii să simuleze. Dar pentru că ploaia vine de sus, doar Dumnezeu o poate da. Dacă o dă Dumnezeu, există. Dacă nu o dă Dumnezeu, nu există. Încearcă oamenii prin sisteme de irigații să-și rezolve problemele la nivel de agricultură. Dar ploaia înseamnă mult mai mult decât as. Ascultați ce zice Biblia, o ploaie binecuvântată. Să ploaie Dumnezeu cu binecuvântare pe casa voastră. Să vă dea Dumnezeu copii cât vrea El și sănătoși. Acceptați? Doamne ajută! Să ploaie Dumnezeu cu binecuvântare la fiecare pas pe care îl face Nathaniel. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu. Să fie binecuvântat când e acum micuț, când va crește, când va merge la școală, când va fi adolescent, când va fi expus la situații dificile în viață, să ploaie Dumnezeu cu binecuvântare. Ne rugăm pentru casele noastre să trimită Dumnezeu ploaie de binecuvântare. Ploaia asta binecuvântării nu este o binecuvântare financiară, în primul rând. Este simbolul prezenței Duhului Sfânt. Mă rog peste fiecare familie să coboare Duhul lui Dumnezeu. Mă rog peste fiecare frate, fiecare soră, tineri, adolescenți, chiar și copii care încă nu sunt botezați cu Duhul Sfânt, să vină ploaia binecuvântării. Să vină ploaia binecuvântării, să coboare Duhul lui Dumnezeu, să se manifeste Duhul lui Dumnezeu într-un mod supranatural, să vedem cum Dumnezeu ne binecuvântează. Ce binecuvântează Dumnezeu rămâne binecuvântat. Să rămânem sub binecuvântarea Domnului. Pentru că Dumnezeu și-a planificat pentru fiecare familie de aici și pentru fiecare familie care se teme de numele Domnului, să fie așezată binecuvântarea Domnului, o binecuvântare a păcii, o pricină de binecuvântare, o ploaie binecuvântată, ori pe unde mergi, pământul vieții tale, care uneori este uscat, este așa plin de secăciune, parcă nu mai are capacitatea de altă dată, parcă este monotonie, obișnuință, ritual, religie, să coboare Duhul Dumnezeu peste noi. Când se ridică cineva la o cântare, să coboare Duhul lui Dumnezeu peste cântarea aceea. Când se ridică cineva la o poezie, se coboare Duhul lui Dumnezeu peste versurile acelea. Când se ridică cineva să dea un îndemn, să coboare Duhul lui Dumnezeu, să fie foc, să fie ploaie, să fie putere. Cuvântul Domnului să fie însoțit de Duhul lui Dumnezeu. Și când sămânța aceasta cuvântul este așezată într-un pământ, într-o inimă, să coboare ploaia Duhului. Sfânt peste această mânză Să aducă rod și Dumnezeu să fie binecuvântat Și casa voastră și casele noastre Să fie și să rămână pe numele Domnului